Vă salut, fetelor! Bine v-am regăsit pe canalul meu! Astăzi o să facem ceva super pisim de vară. O să folosesc un cont pentru demontare. Ia uitați așa să vedem cât mai bine. Să vedeți voi ce fac eu aici. O să lucrez pe forward, o să facem o demontare. Demontăm obligă așa din material. Demontăm bine, bine de tot. Eu aici o să lucrez cu un alt lăptos, așa că o să demontez destul de mult din material. În primul rând o să demontez din cauza faptului că o să pun un alt lăptos și în al doilea rând o să demontez pentru că manicura deja are 3 săptămâni și știți foarte bine că materialul are un termen de valabilitate, după 21 de zile el devine casan. Încercați să demontați într-un cât mai drept, să nu vă coborâți vârful, unde aveți lifting, scoateți liftingul, la noi nu este caz de lifting. Nu uitați să-mi dați un like, să-mi dați un subscribe. O să facem o manicură slim, după cum v-am obișnuit, știți că eu sunt mare fan manicură slim. 80% din clientele mele poartă manicură slim. Perfect! Acum o să iau un pusher și o să încep să împing cuticula. După cum v-am obișnuit, dintr-un sinus în celălalt, nu are importanță din care sinus. Vă vreau cât mai active în comentarii. Chiar vă încurajez să puneți multe, multe, multe întrebări, pentru că curiozitatea nu este o rușine. Și nu uitați de like și de subscribe. Ok, și o să începem să curățăm cuticula. Aici avem o cuticulă ușor inexistentă, foarte finuță, așa că o să luăm un capăt de freză roșu, periuța pe un deget și o să începem să lucrăm pe forward. Între 10 și 15.000 de turații, eu lucrez aici aproximativ pe 10.000 de turații. Și începem și frezăm scurt, sacadat, desprăfuim, ne uităm în cuticulă să vedem ce avem acolo. Întotdeauna noi trebuie să ne urmărim vârful capătului de freză, da? Dacă nu vedem vârful, putem să rănim. Ia uitați ce frumos se ridică și se vede frumos. Coborăm frumos și în șanțul periunghial. Ok. Schimbăm freza la aceleași turații, dar pe reverse, pentru că vom lucra cealaltă parte. La fel, aceleași turații. Vizualizați în buzunar. Trageți de cuticulă. Dacă te doare ceva, să-mi spui, bine? Ok, acum o să continuăm cu tăierea. Din nou mai vin să verific o dată în buzunar. Eu aici trebuie să am foarte mare grijă cum tai, pentru că vedeți că cuticula e efectiv inexistentă. Și venim frumos și ciupim scurt din aproape în aproape. Așa, suficient. O să vin cu un pic de cleaner. Așa. Și începem cu lichidele de pregătire. O să schimbăm puțin produsele, o să folosesc acest nail prep. Nu l-ați văzut niciodată la mine, tocmai l-am testat și îmi place maxim. O să iau pe o dischetă și o să șterg
peste tot, o să-mi deshidratez practic toată placa unghială. Ia uitați ce frumos se vede, da? Absolut super. Așa. Să folosim un primer. Primerul, nu uitați, îl aplicăm doar pe unghiuța naturală. Dacă îl aplicăm și pe material, provoacă lifting, unghiuța naturală, și așteptăm 60 de secunde pe ceas. O să aplicăm baza de aderență, airbase-ul, în strat de aderență, da? Strat, nu strat de alunecare. Aplicați și masați să intre bine în toată, pe toată placa unghială. Dacă nu intră bine, ia ghiciți ce? Se face lifting. Și liftingul ce este? Liftingul este cel mai mare inamic al nostru, al tuturor manicuristelor. Polimerizăm 60 de secunde. Hai să vă postez ceva până se polimerizează baza. Deci vreau să vă zic că e una dintre cele mai mișto baze pe care eu le-am folosit. Foarte mișto, foarte mișto. O să presimt o prietenie lungă între mine și ea. Bine, asta nu înseamnă că nu mai încerc și alte baze, dar îmi place maxim, maxim, maxim. Ok, o să luăm niște tipsuri. În general, eu am nevoie de 8-9 la mijlociu. Hai să vedem un 9, deși 9-le probabil este micuț. Da, nu este micuț, este cam fix. Hai să vedem și 8-ul. Da, o să folosim un 8. Așa. Perfect. Și o să folosesc acest minunat acrygel. Dar până una alta, nu uitați să îmi lăsați o părere în comentarii despre acest video. Satin 02 de la Fox. Este un alb, alb frumos. Așa. O să luăm pensula. O să luăm o cantitate nu foarte mare, pentru că nu am nevoie de grosime. Eu aici am o unghiuță slim. Descărcăm. Frumușel, frumușel. O să mai pun puțin. O să vă placă ce o să iasă. Vă promit eu. Și haideți să începem să modelăm. Și împingem. Eu o să mă duc direct în formă oval, pentru că voi face evident forma oval. Mie îmi place ovalul slim la nebunie. Nu lucrați cu vârful, lucrați cu toată pensula. În momentul în care vedeți că pensula se prinde deja materialul de pensulă, înseamnă că trebuie înmuiată în soluție, da? Haideți să și aplicăm. Ne ajută clienta, da? Punem presiune, coborâm, vizualizați întotdeauna și hai. Dacă arduie. Și după aceea băgăm în lampă 60 de secunde, da? O să iei. Haideți să luăm această mândrețe de tips. Cleaner, strângem și gata. Și facem o pilire minimă. După cum v-ați obișnuit cu mine, eu nu pilesc până mâine. Nu-mi place să pilesc. De asta am încercat să lucrați cât mai... cât mai perfect, ca să nu piliți foarte mult. Ok. Vârf, stânga-dreapta, fără să faceți mișcări bruște, așa, deprăfuiți, pereții perfect paraleli, deprăfuiți celălalt perete, ok, formă, haideți să luăm și un con, pentru că n-are sens să mă chinuiesc acum, pentru că dacă vedeți, eu am aici, da? Hai să focalizăm. Veți aici. Și nu voi putea lua cu pila decât foarte greu. Mă chinui foarte tare și nu are sens. Forward, turații maxime. Dacă nu faceți turații maxime, nu puțin.
o să săpați cumva în unghie, nu știu alt termen, nu știu să mă exprim într-un alt mod. Ia, vedeți, puteți prin cu vârful ușor, fără să pun presiune. Și efectiv mă scot bordurica de acolo, întorc și și aici același lucru, da? Se bagă. Atât de ușor se pilește poligelul ăsta, de nu puteți să vă... Nu vă trece prin minte cât de rapidă e pilirea la el. Ok? Și acum o să întorc unghia invers și o să-mi scot grosimea, da? O să închid. Așa, că se vadă numai exact. De pe un perete pe altul, în forma literei U. Nu pun presiune deloc, da? Prefer să vin de mai multe ori fără să pun presiune. Și acum, vedeți, dacă vă uitați, eu am grosime, da? Hai să... Ținem contra și venim cu pila de dedesubt la 45 de grade, pentru că facem forma oval slim, da? Urmă vin într-un lateral, stați să vedeți și vedeți, trag, drept și unesc cu vârful și vin și în celălalt lateral și fac exact același lucru, trageți de fald, drept și uniți cu vârful. Haideți să dăm un buffer la toată suprafața. Băfuiți bine, bine de tot. Aveți grijă, dacă aveți buffer nou, să nu răniți clienta. Că se poate întâmpla și acest lucru. Eu am făcut acum vreo 2 videouri acest lucru pe mine. Mi-am făcut o mândrețe de rană. Ia uitați ce frumos arată, da? Avem laterale frumoase, vârf, curbă, ce? Ia uitați ce curbă frumoasă avem. Ok, o să desprofuiesc bine, bine de tot și o să aplic un finish mat, acesta, o să aplic un finish mat catifelat, da? Cu efect de catifea, acesta. Bine, bine de tot, îl aplicăm peste tot. Aveți grijă să nu vă curgă, da? Dacă vă curge, ștergeți. Îl aplic și polimerizez 60 de secunde. Neapărat, da? Nu fac blic, nu fac nimic la el. Pentru că noi o să facem altceva aici. Și o să folosesc Aqua Ink, acestea două. Îmi plac foarte mult acestea de la Fox. Doar că de acestea de la Fox, din păcate, nu am numai unul. Acesta este un pic cam prea puternic, dar ne folosim de ce avem. Ia uitați-vă aici ce frumos arată finish-ul acesta, mă. Deci efectiv e efectul ăla de catifia. Ok, și o să luăm Aqua Ink-ul. Trebuie scuturat înainte, faceți cum zice popa, nu cum face popa. Am uitat. Ok. Așa. Nu puneți o cantitate foarte mare, da? Așa, câteva punticele. Aveți grijă, închideți-l, să nu vă treziți cu el pe jos. Că vreau să vă zic că nu mai scoateți Aqua Ink-ul cu nimic. Sunt niște chestii foarte, foarte pigmentate și nu mai scoateți efectiv cu nimic, nu mai iese cu nimic. Și este bucat. Așteptăm să se usuce foarte bine. O să iau puțină bază. Trebuie o bază, orice bază lichidă puteți să folosiți. Și vin aici undeva pe mijloc. O să lipesc aici o folie, da? Exact unde vreau să lipesc folie. Polimerizez.
prindeți folia, aveți grijă să nu aveți scute la ea. Dacă aveți scute, să știți că nu mai faceți nicio treabă, adică se simte la atingere și e foarte, foarte rău. Așa, ajungem, polimerizăm și aplicăm un finish pe deasupra. Să vedeți ce frumos arată. Doamne, cum se arată. Super lis. Nu vă plimbați foarte mult pentru că finish-ul o să înceapă să disperseze aqua ink-ul, da? Nu faceți blic pentru că noi aici avem un unghie slim și o să polimerizăm 30 de secunde. Ia uitați! Nu uitați că cu manicura o să hidratăm, cu manicura o să pun poză pe pagina mea de Instagram cu această manicură superbisimă, hidratați cu criogel, cu ulei, cu ceară, cu ce vreți voi. Ia uitați, Doamne, cât de bine poate să arate. Absolut superb. Nu uitați să-mi dați un like, să-mi dați un subscribe. Vă încurajez încă o dată să-mi lăsați comentarii cu părerile voastre, cu întrebări, cu ce vreți voi. Ia. Superb, superb. Vă pup!